Salut! Vă voi prezenta o modalitate, zic eu, destul de simplă, la o mașină Toyota Yaris, care nu are închidere centralizată. Așa, modalitate, cum ziceam, foarte simplă, de montaj, închidere centralizată, de o Toyota care nu are. Deci, aceasta este broasca. Așa, în primul rând să vedem cum se dă jos broasca. Foarte simplu, este un șurub aici, șurub de 10, 3 șuruburi aici care țin broasca, iar aici șurubul care ține butucul. Schimbul foarte simplu, se dă jos ca la exact gen Volkswagen. Da, veni prins aici, este intelectat șurubul de blocaj. Bun. Hai să uităm la broasca propriu zisă. Deci, după cum se vede, broasca are sistem de închidere cu șufă. Nu poate fi pus un actuator pe șufă. Sau poate este un sistem italian, dar destul de scump și complicat. Așa, ce am făcut? Am dat jos broasca, aceasta este broasca. Așa. Am decupat-o puțin în partea mecanismului. După cum vedeți, și am găsit o ureche. Urechea respectivă, mi-am dat o gaură și m-am prins cu tija pentru actuator. Foarte simplu. Ia să vedem cum lucrează. Deci, deschis. O să fac mai exemplificat. Închis, deschis, închis, deschis. Da? Asta este broasca. Se face un decupaj aici cu ștol de lipit sau cu o carotă. Așa, vedeți? Unde iese tija. Tija prelungirea actuatorului. Tija se dimensionează corespunzător. Vă arăt eu în episodul 2 cum vine actuatorul montat. Da, gaură în piesa din plastic albă, închis, deschis, foarte simplu. Închis, deschis, închis, deschis. Da? Încă o dată, Toyota Yaris, broasca e simplă, fața se dă jos foarte simplu, fără probleme prea mari. 3 șuruburi la broască, un șurub pentru butuc, iese butucul de aici, așa, și încă unul care ține tija de la geam. Așa, ne vedem în partea a doua, să vedem cum funcționează.